Bine v-am regăsit la o nouă ediție despre administrație, despre un subiect care deja ni l-am propus să-l abordăm din mai multe perspective. De data aceasta îl abordăm cu un om din administrația publică, din administrația locală, poate unul dintre pionierii care a reușit să încerce să miște căruța din loc. Vorbim despre digitalizarea administrației, despre digitalizarea României. Adrian Orza, mulțumesc pentru și bine ai revenit. Cu drag. Ești unul dintre oamenii care a încercat să facă ceva în direcția digitalizării sau informatizării, să spunem mai exact, că acum folosim digitalizare, dar pe vremea aia era informatizare. Îi spunea și atunci, e-government. Eu zic că nu doar am încercat, eu cred că am și reușit, având în vedere faptul că am primit aprecieri și am câștigat premii pe informatizare. Ai primit și un premiu. Primit toate premiile care se puteau da în România și, sigur, la un moment dat chiar le ziceam colegilor mei de la, cu care colaboram pe domeniul ăsta în informatică, eram în echipă cu Adi Bodo, directorul de la Direcția Economică, acum se cheamă Direcție Fiscală, și ziceam, măi, nu vă mai înscrieți la concursurile din România, că să-i lăsăm și pe alții să câștige. Și am început să luăm premii, cel mai bun site din Europa, a unei administrații, eram chemați să prezentăm sistemul nostru de e-government, ne chema IBM-ul prin toată Europa să prezentăm la alte administrații cum am făcut. Adică asta a fost se întâmpla prin anii 2000? Se întâmpla la începutul anilor 2000. A fost o chestie interesantă, apropo de asta. Acum câteva zile un domn mai tânăr, care, în fine, zicea, nu există, cum adică, în 2002 taxe online. Cine naiba plătea taxe online în 2002? Și eu i-am dat o postare de pe site-ul primăriei de la vremea respectivă. Eu am căutat-o și eu pe site și am dat-o cu poza cu premiu care l-am luat atunci. A fusese o gală foarte importantă la București a premiilor din sistemul bancar. Atenție, din sistemul bancar. Cred că este patronajul Băncii Naționale. Și noi am fost României. Nominalizați acolo și am câștigat. Era un eveniment extraordinar de amplu la Teatrul Național din București, Muguri Sărescu, cu toți președinții de bănci, era un juriu făcut. Eu prima dată când am fost sunat la telefon, era într-o vineri, plecasem de la primărie și m-a sunat o voce și a zis, domnule, puteți să veniți să luăm la București, că luați un premiu? Și eu am crezut că e o glumă, o poantă. Și domnule, dar am văzut reticent și a zis, domnule, verificați să vedeți. Acum aia, la nu știu câte ediție, gala respectivă, e o gală foarte selectă din domeniul bancar. Și noi, Primăria Timișoara, eram băgați acolo că am făcut taxele online primii în România. Și persoana de care vă ziceam a căutat pe Google și a zis, nu există, domnule, ce îmi dai de pe site-ul primăriei. Am căutat pe net și n-am găsit nicio știre. Și după am realizat că în 2002-2003 nici măcar presa nu migrase încă pe online și n-avea cum să găsească tânărul ăsta informația respectivă și el nu credea. Faptul că nu există în online, da, nu, n-a crezut-o. Nu există. Și sigur, probabil că o să-i fac o poză, o să caut acasă că am presa vremii scrisă și o să-i fac o poză și o să-i o trimit să vadă. Da, deci adune să o prezentăm foarte, și noi. Ideea care era? Că eram foarte... Cum am pornit? Eu intrasem în 2000 în primărie în iulie, suntem, nu? Da, aproape, da. Acum 20 de ani. Și anul următor, în ianuarie, era o coadă imensă la primărie. Imensă, de oameni care veneau să-și plătească taxele. În fine, eu recunosc, mama mea se ocupa cu plata taxelor, eu nu aveam tangență cu asta. Și pentru mine a fost, ce cu lumea asta aici? Și se certau, era directorul economic la ușă, băteau cu pumnii în geam să se deschidă, să plătească taxele, că la București se deschiseseră castrele, la Timișoara nu, și cum, suntem toți în România și de ce nu se deschid? Bodo săracu explica, doamnă, dar noi am decis altceva, e descentralizare în România, oamenii urlau, în fine, era un haos. Eu am fost nominalizat de Ciuhandu, de domnul Ciuhandu, să mă ocup de direcția economică. Și l-am chemat la mine în birou pe Adi, pe tisul meu, și am zis, măi, uite, fii atent, eu vin, fac soft, eram softist, să zic, în momentul ăla. Și zic, hai să facem taxe online. Eu dacă reușesc să fac taxe online în mandatul ăsta, sunt mare. Și el a zis, gata, hai să facem. A trebuit să căutăm bănci. Băncile n-aveau încă un sistem informatic de home banking, securizat. Era o nebunie totală.
baza de date a primăriei venise de la finanțe, era un stadiu de dosare de carton cu o hârtie cu câți metri pătrați are fiecare. Deci de la nivelul ăla am pornit. În 2 ani de zile aveam sistemul pus la punct, plățile. Aștept iarăși ianuarie să văd ce se întâmplă, iarăși coadă. Aveam ședință în fiecare luni, domnul primar ținea o ședință operativă cu conducerea și eu când am plecat din birou m-am uitat pe geam în curte și am văzut coadă. Și m-am dus la birou acolo la ședință și am zis, domnule, mă lăsați să plec, să mă duc la oameni să le explic că poate să se ducă să plătească și deja introdusesem în faza aia plata taxelor și la oficiile poștale, adică să nu mai vină oamenii până la primărie, cei care nu au internet, că n-aveau oameni internet acasă, mulți. Să se degreveze birourile, da. Și se puteau duce lei în cartier la oficiul poștal. Și m-am dus, mi-am făcut 100 de copii A4 cu lista oficiilor poștale care erau și cu orarul și tot, era mult mai generos orarul decât la primărie, erau până la 8 seara acolo în cartier, și în cartier și m-am dus la coadă cu 100 de foi A4. Cei care erau în față îmi ziceau, domnul Orza, noi am ajuns deja, mergeți la mai în spate, la cei din spate. Și m-am tot dat, am dat foile alea și tot explicam că poate să plece de la coadă și nu pleca nimeni. Și am zis, mă, trebuie să ochez cu un tânăr, care poate mai ușor de convins, să-l fac să plece. Și am văzut pe la jumătatea cozii un tip mai tânăr, i-am dat hârtia, mi-a zâmbit politicos, dar am rămas la coadă. Am reușit să conving pe ultimul de la coadă să plece. Era un tip așa mai hâtru. Și zice, domnule, dar sigur dacă mă duc la mine în cartier la oficiul poștal și plătesc, n-am altă sumă acolo și nu știu ce, nu mă păcălește femeia de acolo. Zic, domnule, uite care e chestia, e o sârmă, zic, între calculatoare, un cablu legate, ce vede doamna de aici de la primărie pe ecran, vede și ea de acolo. Sigur, domnule, uite cartea mea de vizită, dacă nu e așa, vii la mine, eu îți plătesc din banii mei impozitul. A fost singurul om care am reușit să-l convinc să plece. De ce era am făcut povestea asta? Era neîncrederea? Nu numai asta, era și ceva nou. Sau inerția. Oamenii, erau inerție. Oamenii nu... acum toți sunt vitești, toți avem telefoane, apăsăm pe buton. Domnule, noi am făcut chestiile astea, adică ca să schimb ceva. E foarte greu, e foarte greu. Și cel mai greu din toate astea, cred că nu a fost sistemul în sine, ci lucrul cu oamenii. Exact, lucru cu oamenii și sigur... Eu m-am ambiționat după ce am dezvoltat, am făcut transparență, se vedea autorizațiile de construcție, contractele, toate chestiile astea și au fost și oameni în primărie care nu le-a convenit. Au zis, dar de ce trebuie să punem noi totul? Hai să mergem și spre partea asta. Ce ar presupune? Ce beneficii? Ce câștigăm și ce pierdem prin informatizare? Că ne întoarcem la oamenii din interior și la cei din exterior. Oamenilor le e teamă că rămân nu e o fabrică de logistică care presupune niște roboți care lucrează la linie de asamblare. Computerul în administrația locală ajută. Deci nu se pune problema că sunt mai puțini angajați. Nu mai poți la ora actuală, adică, să lucrezi fără computer în administrație. Ce vreau să spun? Sunt tot felul de teorii aruncate pe piață. Aparate supradimensionate, aparate administrative. Nu, informatizarea nu-i rărește neapărat. Nu, dar să vedem că toate se asociază și dacă stai să le cumulezi, se creează niște teorii în mințile oamenilor care probabil dau naștere la reticență, la opozabilitate și din exterior și din interior. Apropo că e cel mai greu să lucrezi cu oamenii. Și putem să ne dăm seama de unde opoziția asta și dorința de a nu face. Opoziția era mai degrabă din interior, era mai degrabă legată de control. Adică sistemul introdus de noi, sistemul de task management document, noi primeam rapoarte despre cum se răspunde la o solicitare, cum circulă documentele în interiorul primăriei. Adică de profesionalizare și era o profesionalizare și o creștere a calității cu care, sigur, unii nu erau obișnuiți, nu le plăcea pentru că, repet, controlul era foarte simplu. Adică eu la un moment dat vedeam care sunt direcțiile unde nu se dă răspuns la timp, la solicitările cetățenilor și ca să-i conving, am făcut un referat și am spus câte procente, răspunsuri nedate aveți, atâta procente vi se scad din salar. Și am făcut referat și l-am dat la primar. Să le tai din salar la directori. Corect. Vă dați seama că directorii aia nu le prea convenea de atitudinea lui Orza. Sigur că în timp și-au dat și ei seama, a fost director bun, cum e Bodo din domeniul ăsta care făceau și alții. Noi n-am înțeles că asta înseamnă și un confort pentru noi.
Și un control mai mult asupra calității serviciilor noastre. Păi acel termen abstract pe care unii folosesc de transparență, tocmai despre asta e vorba. Asta înseamnă transparență. Asta înseamnă transparență. Accesul la date, atunci nici măcar nu era o lege, atenție, legea asta 544 a apărut mult mai târziu. Noi am avut transparență înainte de a apărea legea transparenței în România. Hai să vorbim și despre presiunea care vine. Odată este cea din interior a oamenilor care se tem că rămân fără acele locuri de muncă dacă aparatele, computerele iau locurile. Nu are legătură. Și mai este încă zona de necunoaștere. E foarte greu să-i ceri unui om de 50-60 de ani să învețe să folosească calculatorul și tehnologia nouă dincolo de un Windows sau de un Excel. Pot să-ți spun că nu am avut o problemă pe tema asta. Chiar și atunci la început, când s-a informatizat la modul că nu existau computere sau existau în puține segmente de servicii publice, într-un an, doi am informatizat la modul propriu, primăria, dar informatizarea nu înseamnă doar computer, înseamnă niște softuri pe care se folosesc la back office, adică la tot ce înseamnă operarea bazelor de date, și front office înseamnă, să zicem, site-ul primăriei, că dau un exemplu minor, unde oamenii intră și au acces, trimit solicitări și așa mai departe. Deci computerul are nevoie de un soft cu care să se lucreze și e o rețea internă, în fine, nu intru în detalii prea tehnice. Dar să știi că oamenii din primărie nu erau speriați că acel calculator le va lua locul. Repet, poate unii că nu știu să lucreze. Exact, că nu știu să lucreze. Dar faza asta s-a depășit foarte repede. Și astăzi, nu numărul oamenilor din administrație e problemă. Sigur că sunt unii care le ia loc computerul. Oricum, nici acum nu și-au locul. Da, dar nu cu computer sau fără. Oamenii tot sunt acolo în plus. Ar putea fi mai puțini. Da. Dar nu asta e esența reformei administrației. Informatizarea are rol foarte important în ceea ce spuneam mai devreme, în front office, adică în ce vede omul. Și pentru că serviciile. Da, asta este esențială. Numai adică trebuie să înțeleagă și oamenii de ce. Că până la urmă e beneficiu. Ce pierdem, ce câștigăm. Oamenii, cetățeanul are doar de câștigat. Dacă punem în balanță ce pierdem, aproape cetățeanul nimic. Nu pierde absolut nimic, are doar de câștigat și culmea. Câștigă timp, câștigă bani, câștigă stare de bine, confort. Acum discut despre o problemă care era văzută la anii respectivi, la începuturile informatizării, lucru care e depășit astăzi, și angajatul de astăzi dintr-o primărie, din oricare orice, ar fi din țară, unitatea din țară realizează că nu mai poate să facă fără. Adică nu mai are cum. Sistemul e de așa natură dezvoltat încât el nu mai poate să existe fără. De ce am ajuns abia computer? Acum, când suntem în plină criză economică, medicală, să vorbim și de ce acum impus suntem puși noi români în situația de a informatiza forțat, fortuit? Nu mai este. Acum nu mai este, cum să spun, tehnologia. Gândește-te că noi am informatizat primăria acum 20 de ani. Da, abia de câteva luni, de când a început pandemia, vorbim de informatizarea structurilor. Nu știu, eu am vorbit întotdeauna de chestia asta și am fost... Noi am vorbit până acum de pionieratul administrației și a unui om care a avut viziune și inițiativă. Dar noi, România, de ce abia acum? Adică... Nu, se vorbește de mult de administrație. Vorbim și facem un mix între... Și stat, te referi la stat. Da, bineînțeles. Statul. O altă problemă erau bazele de date care puteau să fie administrate și extrase date din ele de mai multe instituții care n-au legătură între ele. Eu știu, fiscul și administrația locală, taxe și impozite, poliție și așa mai departe. Eu îmi doream încă la anii ăia să existe niște baze de date SQL, în fine, le zicea și le zice, ca să poată accesa oricine date fără să modifice sistemul. Adică în traducere libere să nu mai vin eu de la finanțe cu o hârtie și să mă duc din nou la finanțe și să mă întorc și să stau cu mapa plină de acte. Era o chestie absurdă. Sigur, atunci în vremea respectivă sistemul ăsta, cum se cheamă, care eliberează buletinele și evidența populației, nu era la primărie, era la poliție. Și mie mi se părea foarte aberant ca tu care gestionezi. Tu ești cetățean, da? Și te duci la primărie și zice, domnule, dăm copie după nu știu ce. Păi bă, frate, statul român mi-a eliberat
buletinul, tu ce mai cer mie copie, trebuie să ai, să-l ai tu. Exact. Să-l ai tu. E, dar era evidența populației, era o chestie total ținută așa, sigur și din motive de siguranță, evident. Exact. Acum a trecut la primărie. Dar și acum încă se mai cere, doamne, trebuie să aduci copie după buletin. Pe bune, tu mi l-ai eliberat. Exact. Sau să faci o copie după certificatul de naștere. Același lucru. Tu, primărie, l-ai eliberat. Da. Ei, noi făceam și am făcut întâlnire atunci și am încercat să presăm. Da, sigur, aici eram loviți de blocajul legislativ. Nu era încă legislația modificată. Și aici intervine rolul parlamentarului ca să sară în cealaltă chestie. Păi cu asta trebuie să se ocupe, să vadă, ok, care e problema voastră? Cu ce vă confruntați? Ah, cu asta, bine, hai că mergem să modificăm legea. Cetățeanul, relația cu parlamentarul, că noi tot vorbim de relații directe între cetățean și administrație locală, dar dincolo, cetățeanul se duce la parlamentar, la parlamentarul lui pe care l-a ales direct, sigur, nu pe listă de partid, și vine și spune, domnule, am nevoie de asta, de asta, de asta. Se uită, au acolo în staff câte 30 de oameni, un parlamentar în Statele Unite, specialist pe juridic, pe economic, pe agricultură, pe social, și ăla vine, îi face mapa, îi scrie, se duce în parlament, acolo la ei în congres, modifică legi. Așa funcționează un stat. La noi parlamentarii se ocupă, se duc la televizor și se ceartă cu ăla de la celălalt partid și lumea zice, mamă ce i-a zis-o, excelent. Sunt parlamentari care da, și cu asta se aleg în final. Parlamentari care nu fac exercițiu, cred că singura cuvântare este atunci când depun jurământul. Dar să știi și în Consiliul Local sunt persoane, eu le cunosc timbrul vocii la toți, dar nu vreau să fiu rău cu nimeni, repet. Dar sunt persoane care vor rămâne și în Consiliul Local viitor. În momentul în care vorbim niște lucruri... Asta e rezultatul a ceea ce spuneam data trecută, că omul votează siglă. Exact. Și partidul ține pe X, care n-a scos un sunet în Consiliul Local, criteriile pe care le știu doar în interiorul partidului. Și atunci sunt oameni care nu se implică, vorbim de... Haideți să vorbim și de zona cealaltă, că pe zona, e adevărat că administrația și politicul se îmbină și e pentru a informatiza, este nevoie și de sprijinul aparatului de stat. Foarte important ca asta să fie susținut și la administrațiile locale. Dar există o presiune și din exterior și sunt legende apărute în ultimul timp. Dacă am ajuns atât de departe încât să spunem că un pistol care măsoară temperatura de la nivelul tegumentului, ne fură datele, pe care cred că dacă îi spune teoria asta unui puști de 10-12 ani, un pic te-ar duce într-o altă zonă a normalității. Înțeleg, dar să știi că, de ce prinde? Atunci, cum să înțelegi teoriile că... Teoriile conspirațiilor vor prinde întotdeauna. Dar nu e vorba de o teoria conspirației, că aici deja teoria conspirației, în momentul în care crezi un scenariu, e credibil. Dar aici deja este... Pentru omul respectiv e credibil din moment ce crede, nu? E credibil pentru că lipsește o informație. Dar mai credibil poate să fie... Poate să fie da, foarte mult. Nu ar trebui să statul, societatea să-și piardă energia cu faptul că unul crede că îi fură să-i bagă chip. Sau... Nu, voiam să dau altă... Mergând de la banalul ăsta, te duci spre un scenariu mult mai credibil și spui, dacă eu dau datele într-un sistem informatizat global, între instituții, înseamnă că toți și datele mele se duc și știu toți. Da. Se sparg, se fac... Păi există oricum datele tale, doar că... Exact asta. Doar că instituțiile astea ar putea lucra mai ușor între ele. Uite, îți mai dau un exemplu. Asta e o chestie care probabil pentru mulți o să rămână așa șocantă. În Franța, la Mulhouse, orașul înfrățit cu noi, sunt foarte mulți cercetori de etnie, de o anumită etnie, da. Romă. Da. La vremea când discutam subiectul ăsta cu omologa mea, viceprimărița Cristiane Chert, cu care am o relație foarte bună, și am spunea, fac o paranteză, acum ea era foarte contrariată de faptul că francezii la ora aia ziceau de români, omul cetățeanul francez, despre români că sunt țigani. Și ea tot explica că nu, că sunt două chestii diferite, romii, sunt romi și românii, nu e o chestie peorativă, da, să fii rom. Da. Bun. Și câștiga un cercetător, făcuseră niște verificări, câștiga cam 3.000 de euro pe lună acolo în Franța. Și la un moment dat ei au încercat să-i, fiind cercetoria ilegală, îi duceau și ei fața justiției franceze și
judecătorul zicea, ei începeau să plângă pe acolo cu copii în brațe, zicea, nu e niciun pericol public, nu-i sancționa justiția. Și ăștia erau de la primărie nervoși că cetățeanul francez se plângea de chestia asta, în fine. Și atunci am făcut un parteneriat cu ei, apropo de baze de date, în care ei încercau să se ducă în fața justiției franceze, să arate că unii dintre ei aveau multe proprietăți la noi și că, de fapt, chestia asta cu cerșitul poate are legătură cu spălări de bani, în fine, făceau ei un dosar întreg acolo. Și am făcut un parteneriat, a fost unicat în România chestia asta. N-a scris presa că noi trebuia să apărăm că pe invers cu... Da, trebuia să fie protecție atunci pe vremurile alea. Și am făcut un parteneriat și am dat date, noi dădeam date, ei ne trimiteau despre cine era vorba și noi trimiteam date. Cu proprietățile și cu tot ce înseamnă. Cu chestii de genul ăsta. Aici putem să ne explicăm de ce există și din partea cealaltă, adică a populației, un oarecare transparența sau transparentizarea anumitor, cum nu se mai întrerupe informația. Sigur că nu-ți convine, dar eu sistemele astea le-am văzut când am fost în Canada, în Statele Unite. În Statele Unite, uite, vezi, în România, politicienii sunt puși să-și completeze declarații de avere. Da? În America nu e necesar chestia asta. Știi de ce? Nu. De ce nu le... Simplu, pentru că... Știu că odată la 5 ani ei sunt totuși chemați cetățenii și trebuie să-și păstreze. Să spun de ce. În America, intri pe site și vezi și se vizuiesc toate proprietățile lui. Câte dormitoare are, câte la ei cu dormitoare. Câte dormitoare, atâta impozitul crește proporțional. Are piscină, vânzări similare. Nu e impozit ca la noi pe zonă. E impozit pe valoarea clădirii dată de prețul de piață. Adică dacă are vânzări similare casa lui, care are niște caracteristici, și costă $100,000, să zic, da? El plătește la $100,000 de impozit. Nu că lângă el e o casă de 50,000 și plătește că e zona acolo. Nu, dacă casa lui e mai dotată, plătește impozit mai mare. Și poți să vezi exact când a plătit impozitul, dacă și l-a plătit, ce datorii are și așa mai departe. La ei totul la vedere. La noi, politicienii completează declarația de avere. Păi hai să introducem sistemul ăsta și la noi. Și asupra ei în timpul exercițiului. Să-l punem asta și la noi și gata. Și oricine se uită, nu mai trebuie să faci o hârtie separată. Ce am avea de ascuns, dacă totuși ne dorim atât de mult să... De ce e atât de greoi sistemul ăsta de informatizare? De ce? Olandezii n-au perdele la geamuri. Treci pe stradă și tu uiți la ei în casă. Bine. Asta ține de cultură. Aici vreau să ajung. Ține de cultură. Până la urmă. Nu vrem să evoluăm? Noi avem un gard în fața casei. Nu vrem să știe vecinii ce avem noi în curtea noastră. Totdeauna avem ceva de spus. Evident. Dar ne plângem când stăm la cozi, nu suntem revoltați. De fiecare dată când venim de la un ghișeu care se închide fața noastră, că și-a terminat programul, că stăm la cozi, suntem revoltați. Da, iar persoana de la ghișeu, care probabil nu s-a comportat frumos cu cetățeanul, devine el cetățean la alt ghișeu, la altă instituție. Corect. Și e un cerc vicios. Și un cerc, și noi un cerc al nemulțumiților, dar pe de altă parte și un cerc care propagă tot felul de legende, care să împiedice, să nu... Și atunci, ce se ascund politicienii în spate? Nu putem, că poporul nu acceptă. Este greu procesul de... E adevărat. Informatizarea, și aici ar trebui să vorbim un pic, informatizarea implică o educare și a celor care sunt mai puțini din mediul rural, din cei care nu sunt bine pregătiți nici educațional și școlar. Sunt oameni care nu știu să scrie, nu știu să folosească. Lucrurile se vor schimba oricum de la sine și în mediul rural și peste tot. Uitați-vă la copii. Adică progresul din ziua nu de azi. Poate să fie stopat. Da, ne uităm la copii din ziua de azi, de mici, butonează pe tablete, pe telefoane. Oricum, tehnica e atât de avansată încât să nu o utilizezi și să nu pregătești o administrație, să o deschizi ca printr-o apăsare de buton omul să vadă lucruri ușor, să comunice ușor. De ce trebuie să mă duc eu la primărie când pot să apăs pe buton de acasă? Adică tu ca primărie trebuie să fii interesat în primul rând de chestia asta. Să zici, băi, dar am nevoie de cozi pe aici și de oameni nemulțumiți. Hai să facem să nu mai fie. Cum am zis eu atunci când am văzut coada aia în curte. Băi, frate, dacă chib în mandatul ăsta, mare. Ziceam atunci că mă gândeam că poate nu reușesc. Da? Și uite, apropo de presă. Presa atunci, în loc să încurajeze chestia asta,
dădea premii la cine își plătea primul impozitul la caserie. Și erau oameni da, care era, se duceau... era un ziar, un săptămânal, nu? Care dădea, da? Că știu foarte e? Bine, care și plătea asta. Cum e cu educația și cu dar era perceput atunci că acel... Și știi că omul, era un om care în fiecare an plătea primul impozit. Da. El era, pentru el era, ea, sunt campion. Era un, da. Și într-un an a avut chitanța numărul 2, a fost distrus. Nu vorbesc foarte serios. Pentru că a ieșit din premiile. Dar nu că n-a luat premiu, ci că el vrea să aibă chitanța principiu. Acum știi, eu care am trăit acele vremuri și știu și premiile date de, da. De săptămânalul, care avea și supliment și era foarte implicat, da. Știu de acel premiu, dar el era perceput ca un ajutor pentru administrație. Adică era vorba de sprijinirea ajutor, colectării. Păi, dar ei nu. Treceau peste... Da, înțeles, ei da, era prezentat. Ei da, era prezentat ca un sprijin pentru colectarea impozitelor. Păi ca nu să... era nevoie, pentru că oricum până la 10 martie erau cu reduceri taxele. Erau cu reduceri adică... și pe vremea aia încă... Acum au început să nu mai conteze nici reducerile astea. Sunt nu asumate. Mai conta și acum oamenii nu se mai duc. Adică chiar nu mai se înghese că au realizat că nu mai e cazul. Era și o formă de socializare exact. A pozii. Da, da. Adică au fost oameni care au spus nu, domnul Ozac, nu vă supărați că noi mai... E singurul loc în care ne da, mai întâlnim și mai schimbăm stăm. O vorbă. Exact. Mai. Și erau foarte mulți pensionari, erau foarte da. Multe persoane. Dar am dat exemplu pe informatizare cu taxe și impozit, dar informatizarea are N paliere, N lucruri. Uite, alt exemplu, ca să dau un exemplu pe social de informatizare, am introdus acel sistem de telemonitorizare a persoanelor vârstnice. Noi ne îngrijeam de persoanele care n-au pe nimeni, da, aparținători, cum se zice, spun așa urât, erau singuri. Și am văzut sistemul la Mulhouse, tot la Mulhouse în Franța și l-am importat de acolo, la modul că l-am importat a trebuit să ameninț cu scaunul, cu capul pe cei de la social că ziceau, domnule, dar nu scrie în lege, nu ne obligă legea să facem chestia asta și am zis, băi, fraților, dacă sunteți așa specialist în lege, vă mut la secretar, la juridic și l-am făcut până la urmă și ce presupunea sistemul respectiv? I se făcea rău la om acasă, apăsa pe un buton. Telefonul lui devenea automat interfon și automat apăsând pe buton la centrul nostru de zi, care era 24/24 acoperit de către un asistent social, vedea imediat dosarul lui. Ce probleme are, nu știu ce zicea. Ce ai, tanti Elena, ce ai pățit? Mai că am căzut, te simți rău? Mai este așa ceva acum? La un moment dat a fost oprit, că a zis că e prea scump. Dar valora cam 3 gropi de pe o stradă. Am înțeles. S-a repornit. Și nu a mai devenit niciodată un proiect care să fie îmbunătățit și continuat. Eu am vrut să-l extind pentru că veneau foarte mulți oameni la mine și ziceau, domnule, noi suntem corporatiști, n-avem timp să mergem la părinții noștri, vrem să-l extindem. Și eu spuneam, oameni buni, nu pot să vă fac contracost că eu pe administrație trebuie să mă ocup de oamenii care n-au pe nimeni. Și atunci am discutat cu cei care au livrat serviciu să facă ei cumva o chestie să-l extindă și contracost la oamenii care doreau. Dar până la urmă tot e o chestie pozitivă că a ajuns niște oameni. Eu am vorbit cu o doamnă, avea o boală foarte nasoală, fostă profesoară la pensie și a zis, domnul Orza, psihic mă simt bine acum, că știu că apăs pe un buton da. Și cineva are grijă este, de mine. Este un deci element de siguranță. Și altă valență a informatizării și a umană, adică nu doar să reducem birocrația. Eu nu știu ce efect au discuțiile noastre asupra celorlalți, dar pentru mine mi se pare că acum am început, dar să știi că am ajuns la final. Totul se termină da, la un moment dat. Dar sunt frumoase, sunt atât de multe lucruri și atât de multe perspective din care putem să privim aceleași. Eu personal mă angajez că vom continua astfel de discuții și mă bazez și pe prezența lui Adrian Orza. Îi mulțumesc, îți mulțumesc tare mult și dumneavoastră vă mulțumim și vă așteptăm. Numai bine!